Ora 15, bine v-am regăsit, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei, vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. Domne, e interesant ce se întâmplă la capitală, eu v-am mai arătat și ieri despre toate afacerile de familie ale lui Piedone acolo la primărie, dar astăzi apare din nou scenariul bomba al retragerii lui Cârstoiu. Într-o zi se retrage Piedone, în alta se retrage Cârstoiu. Și vine domnul Tudose și zice, domne, Cârstoiu e ca o mașină care a ieșit din benzinărie. Domnul Tudose, cred că s-a greșit acolo, era pe motorină și au băgat benzină. Vă zic să verificați totuși, că nu cred că ține până... Nu ține. În schimb, ăștia de la AUR, tot se gudură ei acolo lângă Piedone, vin la susținere. Ieri, cred, s-au întâlnit și cu Dăncilă. Doamna Dăncilă zicea că își face partidul ăsta cu oamenii noi, nu știu cum se numea, cânta pe străzi pentru pace. Acum s-a dus acolo la Georgica, că erau toți înghesuiți, o să vă arăt, înghesuiți acolo într-o cămăruță. Suveraniști, blocul ăștia, naționaliști, suveraniști, nu știu ce sunt ei. Mari suveraniști toți ăștia care au nicio treabă cu țara, de fapt. Apropo de țară, noi în fiecare zi apare domnul ăsta de la Casa de Pensii și mai dă câte o bombă, mai ne anunță că 1 milion și ceva de pensionari n-au nicio majorare, că dacă te-ai pensionat înainte de nu știu ce an nu primești nimic, că dacă te-ai născut în nu știu ce an nu primești nimic. Noi, da, contributivitatea oamenilor mai valorează ceva? Sau nu mai interesează pe nimeni absolut nimic despre asta? Duminică intrăm în Schengen, în Air Schengen, că de restul nu se pune problema, dar și asta e așa, cu mare covor roșu, cu mare tamtam, o să discutăm puțin astăzi și tot astăzi despre taxa pe boală. Pentru domnul Boloș, taxa pe boală este contribuție, nu e nicio taxă acolo. Avem foarte multe subiecte, foarte mulți invitați, începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această primă oră în platou alături de mine, Dorin Cojocaru, președinte April. Mulțumesc foarte mult, Dorin! Bună ziua, mulțumesc! Printr-o legătură telefonică directă, Dorina Barcari, expert pensii salarizare. Mulțumesc, doamna Barcari, bun găsit! Bună ziua! Ni se alătură deputatul PSD, Laurențiu Gâdei. Mulțumesc foarte mult, Laurențiu! Și vă mulțumesc, bună ziua! Și de asemenea, domnul Adrian Izvoranu, reprezentant al patronatelor. Bună ziua, domnule Izvoranu, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Începem așadar cu povestea asta legată de pensii, pentru ca mai apoi să vă arăt de fapt care e miza din scandalul puiilor vopsiți și hranei contrafăcute. Și o să ne explice Dorin foarte clar cum stau lucrurile, ce mâncăm și e contrafăcut, unde sunt glumele electorale, cum au devenit puii vopsiți agenți electorali în aceste zile. Până acolo, ne uităm la ce se întâmplă cu pensiile și vreau să-i rog pe colegii mei să arătăm două declarații ale domnului Baciu de la Casa de Pensii. Una dintre ele este asta. Vor crește în special pensiile mici, care unele din ele sunt chiar în zona indemnizației sociale, unde au o contributivitate superioară celor 25 de ani, care reprezintă stadiul mediu de cotizare de-a lungul ultimei legislații în domeniul pensiilor. Deci ne anunță domnul Baciu că vor crește mai mult pensiile mai mici, ceea ce vă mai spusese. Mai să vedem și cealaltă declarație, rog pe colegii mei. În același timp, tot de la domnul Baciu, aflăm că dacă te-ai pensionat înainte de 2010, nu vei avea, sau 2011, nu vei avea niște majorări foarte mari, pentru că s-a aplicat indicele de corecție foarte mare. Dacă te-ai pensionat 2020-2024, nu vei mai avea alte majorări în perioada aceasta. Hai să vedem. E posibil ca o pensie să rămână pe loc un an pentru că au beneficiat de niște avantaje în decursul pensionării și apoi să ajungă toate la același nivel. Cei care au beneficiat de un indice de corecție mare vor avea creșteri mai mici. Cei care nu au beneficiat de indice de corecție vor beneficia de creșteri mai mari. Și spuneam așa, cei care sunt după 2020 cele mai mici creșteri, cei care sunt înainte de 2011 cele mai mari creșteri. Doamna Barcari, hai să facem un pic de lumină aici cu indicele acesta de corecție și cu toate chestiunile care țin de cei care nu vor avea de fapt majorări, înțelegem. Pentru că domnul Baciu explică, 1,5 milioane vor avea de fapt pierderi, pentru că un an de zile nu vor avea creșteri la pensii. Toată povestea asta se bazează pe două elemente. Una, își permit să spună că elementele dintr-o lege organică sunt avantaje. Ele sunt drepturi și acești domni nu au pus mâna pe carte să învețe și ne manipulează pe noi.
Doi, dacă la magistrat ține argumentul un drept odată obținut, la noi care am contribuit, acest drept nu mai valorifică nimic în ochii lor. Deci, din start, asta se poate numi bătaie de joc. Pentru că acest coeficient de corecție n-a fost avantaj, ci a fost element de calcul dat de o lege organică care creează un drept și trebuie respectat de cei care l-au dat. Nu să ni se pună nouă condiția că să tăcem din gură, să înghițim prostiile care le fac ei acum. Iar în ceea ce privesc aceste creșteri, care ba au fost toate la toată lumea, ba nu mai sunt la toată lumea, ba determină o înghețare în ceea ce privește valoarea pensiei, dar asta înseamnă scăderea altor elemente care sunt patrimoniale și care sunt atacate, asta iarăși este o bătaie de joc pentru oameni care și-au plătit pensiile și cu care statul se joacă cu fiecare lege pe care o inventează. Vă rog să țineți cont de chestia asta, pentru că și dumneavoastră, cei care munciți acum, sunteți viitoarele victime, dar de fapt sunteți din momentul ăsta, din momentul în care plătiți, o contributivitate care înseamnă contract cu statul român. Și nu e un avantaj. E o problemă și cu vârsta de pensionare stabilită în funcție de calitatea vieții. Bun, până acolo, mai stați un pic aici cu noi. Laurențiu Gdei, înțelegem că se încearcă niște corectări ale inechităților, dar să vii să le spui oamenilor că un an, cu toate scumpirile care sunt, că un an majorările pentru foarte mulți nu vor exista, pentru că s-a spus clar asta de către șeful casei de pensii, mi se pare că, în primul rând, e o declarație periculoasă, hazardată, că nu știe el înainte softului de recalculare, sau poate că așa au fost gândită legea și sunt foarte puțini cei care vor avea majorări, de fapt. Nu, dar s-a spus din capul locului că nu toate pensiile vor suporta în septembrie majorări, recalculări care să le aducă beneficii în plus, bănuți în plus. Știți foarte bine că din 4,8 milioane de pensii, cât avem noi, peste 3 milioane și ceva de pensii vor suporta majorări datorită recalculărilor. Deci, domnul președinte de la Casa de Pensii probabil vine și segmentat atunci când este întrebat de presă sau face declarații, se referă strict la anumite segmente și în cazul de față pare că s-a referit la un segment care nu va beneficia din nefericire de indexarea, de recalcularea din septembrie. Asta nu înseamnă că în 2025 nu va beneficia de eventuala indexarea tuturor pensiilor cu inflația așa cum prevede legea. Adică doar la momentul ăsta putem discuta despre acest aspect strict raportându-ne la declarația președintului Casei de Pensii. Da, domnule Izvoranu, dumneavoastră cum înțelegeți că va fi până la urmă? Pentru că sunt deja 1,6 milioane de seniori care nu vor avea absolut nicio majorare, asta s-a anunțat de la bun început, și mai sunt încă 1,5 care vor avea niște mici majorări sau vor sta un pic pe loc la 2 septembrie. Doamne, eu am să vă răspund la întrebare și am să vă rog pe domnul Gdei să fie foarte atent la ce spun acum și dacă ceilalți membri ai partidului sunt plecați la pescuit, dumnealui ar trebui să noteze ce îi spun acum și să le transmită cu maximă seriozitate. Vin de la Timișoara acum, unde am pus bazele unei platforme civice în care pensionarii sunt majoritari, în care sunt platforma este 50+, adică sunt viitori pensionari, dar în pragul pensionării, și pensionari efectiv la ora actuală. Ieri am dezbătut cu aproape 100 de pensionari. Dom'le, nu se poate, 100 de pensionari, niciunul nu avea o situație clară. Toți aveau întrebări, toți aveau nereguli ale legii de semnalat, toți aveau nedreptăți ale legii de semnalat. Domnule Gâtei, legea asta, v-am spus, vă spun de 2 ani de zile, legea asta este proastă, nefuncțională și vă spun și ce vom face, ca să ne înțelegem de la în capul locului. Pensionarii din România, care înseamnă vreo 34% din populația țării, mă refer la populația 50+, nu vă mai votează dacă nu schimbați până la alegeri, nu peste un an, nu peste doi. Deci nu veți avea niciun vot de la pensionarii României care se organizează în platforma asta civică dacă nu schimbați porcăria asta de lege, care nu rezolvă problema. Ia, stați problema. Un pic să ne dea și un răspuns. Laurențiu, te rog, am văzut multe astfel de reacții și din partea sindicatelor pe legea pensiilor. Doamnă, s-a tot discutat și într-adevăr sunt nemulțumiri punctuale a diferitelor categorii socioprofesionale.
Nimeni nu a spus că este o lege perfectă, dar această lege să fie sustenabilă și să-ți producă efecte așa cum îl doresc românii, a trebuit să avem un lung șir de întâlniri, discuții la nivel guvernamental, la nivel de experți, cu cei din Comisia Europeană, cu cei de la Banca Mondială, respectând angajamentele din PNRR, respectând oarecum țintele economice pe care le are asumate România. Adică lucrurile nu pot fi... Doamnă Gâte, iertați-mă, dar mai spun un lucru. Pe rând, vă permit tuturor, stați pe rând, termină Laurențiu, imediat. Închei spunându-vă, că bineînțeles că nefiind o lege perfectă, există clar posibilitatea discuțiilor din septembrie încolo, când vedem exact efectele pe care le produce, astfel încât să se poată ajusta acolo unde întâlnim neclarități. Bun, gata, stați un pic. Doamna Barcari, eu vă rog că ați vorbit. Vă rog foarte mult. Ce se putea face până acum, se promite pentru după septembrie. Asta este o minciună și o păcăleală pe care țin și cred că mai țin. Nu mai ține chestia asta. În primul rând, fiind lege organică, nu poate să fie determinată de nicio altă putere în afara statului român atâta timp când pretindem că suntem suverani. E adevărat că suntem suverani, ceea ce înseamnă că depindem de alții și nu mai este voință românească la noi în țară. Al doilea, în PNRR se stipulase că legea existentă să se modifice cu colaborarea și consultanța a Consiliului Fiscal și a unei autorități europene. Acum se găsesc menționate în lege și ele nu mai sunt pe post de consultanță, ci sunt pe post de decizie. Ceea ce este foarte grav, pentru că pensia depinde doar de Ministerul Finanțelor. Și povestea pe care ne-o vândă, că paia au trebuit să armonizeze interese, cerințe, PNRR și alte chestii, astea sunt niște minciuni politice care țin să ne aburească și vreau numai... să-l auzi și pe Dorin Cojocaru și apoi să mă întorc. Eu îi cedesc timpul meu, doamna Barcari, că e specialist în numărul 1. Bun, dar domnul Izvoranu atunci voia să mai intervină puțin. Am o singură treabă care vreau să o adaug la povestea asta. Domnul Gădei, înțelegeți că banii din pensii, din fondul, din bugetul de asigurări sociale nu vă aparțin. Ei nu sunt la discreția și la dispoziția Ministerului de Finanțe. E statul de contribuție și nu de taxă și impozit. Și dacă nu înțelegeți chestia asta și n-are ce căuta nici Banca Mondială, nici Comisia Europeană, nimeni, dați afară din bugetul asigurărilor sociale, care este un fond al asiguraților și nu al națiunii. Nu, ăla nu este un fond al tuturor, ăla e un fond al celor care au contribuit acolo. De-aia îi spune contribuție și nu îi spune taxă. Și dacă veți înțelege chestia asta, o să vedeți că dând afară toate plățile astea iurea pe care le faceți din fondul ăla, aveți bani să dublați pensiile mâine. Bun. E scurt, Laurențiu, scurt o reacție. Dar nu poți. Nu pot trece ușor peste lucrul ăsta și cred că suntem de acord într-un anumit punct de vedere, trebuie să spunem toți, sistemul de pensii în România mult timp este în deficit, adică tot timpul se pun bani din alte surse. Haideți să nu mai răstogolim această poveste că sunt bani încât să dublăm pensiile. Oameni buni, nu se înțelege acasă, nu se pun din alte surse, se iau din împrumuturi de fapt. Doamna, nu sunt bani în fondul de pensii cât ar trebui să plătim. Niciodată n-au fost, dar scoateți și pensiile speciale, că și alea 1% din PIB. Pentru că din fondul de pensii, domnule Gădei, pentru că din fondul de pensii se plătesc prestații care n-au legătură cu pensiile și asigurările sociale. Doamna Barcari. În primul rând, tot dumneavoastră politicienii, în mod abuziv și fără drept, ați modificat sistemul de pensie din România, trecând din sistemul de autoinvestire, de reinvestire în sistemul Bismarck, care de la bun început a fost falimentar. Acești politicieni să dea socoteală țării și să facă ce ori știi să le pună la loc. Pentru că fondurile sociale sunt cele mai puternice fonduri care nu trebuie să fie modificate și asupra... Doamna, administrație privat, vreți să privatizăm pensiile? Nu vrea doamna Barcari asta, dar Laurențiu, care-i soluția? Ok, banii nu sunt, n-au fost niciodată suficienți. Care-i soluția? Soluția este se întâmplă acum, această nouă lege predictibilă, sustenabilă. Nu e. Vine. Nu, n-ai cum să faci o... Stați ușor.
Doamna Barcari, haideți să vorbim pe rând ca să da, da, vă așteaptă să vă terminați ideea, dar Laurențiu, Laurențiu, doamna Barcari, nu dețineți adevărul absolut. Laurențiu, stai un pic, stai un pic. De ce spui că este predictibilă? Câtă vreme legea asta se poate modifica oricând vârsta de pensionare în baza unor rapoarte pe care le face oricine, nu știu ce comitete. Este trecut așa, așa este, este trecut în lege. Noi ne-am dorit speranța de viață în România să crească. Ne dorim lucrul ăsta, da? Speranța de viață în România să se alinieze. Doamnă, nu e o prostie. Speranța de viață în România trebuie să se alinieze țărilor dezvoltate din România, din Europa. Asta ne dorim cu toții. Nu vine nimeni în următoarea... Na, că acum vrea și Dorin să zică. Zi. Păi nu zic, da. Domnul deputat, speranța e doar o speranță. Că noi ne dorim să ajungem la nivelul țărilor dezvoltate, e un țel, un obiectiv. Dar situația actuală nu ne permite să mărim pensii, să facem anumite lucruri. Dar problema este în comunicare. Eu știu că e campanie electorală, dar haideți să fim mai rezervați în acest mesaj de lapte și miere de acum încolo. Bine, hai că ne-am extins foarte mult. Doamna Barcari, noastră credeți că pe 2 septembrie vom avea toate aceste majorări deja și nu vom avea din nou probleme să trimită pensionarii acte să demonstreze săraci încă o dată că le-a greșit softul, calculul? Păi toate aiurelile astea sunt menționate în lege și dacă... Eu vă spun un singur lucru, că experiența trebuie să fie importantă. Dacă din 2 aprilie 2001, când sistemul ăsta de calcul a pensiilor s-a implementat, tribunalele sunt pline, gem, dau pe din afară de procese cu situații absolut eronate și demonstrate și pe care Casa de Pensii nu e în stare să le pună la punct, nu se poate, n-are cum ca între septembrie și iulie să se regleze aceste probleme. Doamne, nu se poate. Ia, scurt, Laurențiu. Vreau să fiu și eu revoltat. Vreți să fiu revoltat? Un pensionar vine la mine în colegiul meu și îmi spune, domnule, ce mă fac? Mi-a venit o adresă de la Casa de Sănătate că am avut pensia calculată eronat și trebuie să dau înapoi 150 de milioane. Că am sunt multe cazuri. Da, așa e. Nu au dreptul să ceară. Dar ele cine a greșit? Legea 125, puneți mâna și citiți-o. Ăsta e un abuz pe care toate casele de pensii din România au fac. Poftim. Și chinuie pe oameni. Bun, hai că ne mai discutăm. E vreme până în septembrie când nu o să vină majorările alea așteptate, sunt sigură. Mulțumesc, Dorina Barcari. Vă mai aștept aici, doamna Barcari. Schimbăm puțin subiectul, Dorin Cojocaru, ai cedat timpul, acum ți-l cedăm noi ție. Dom'le, de câteva zile vorbim de puii ăștia vopsiți. Și încercăm să înțelegem, pentru că domnul Horia Constantinescu aseară aici la colegul meu Tudor Mușat a spus că a cerut alertă europeană pentru această problemă cu puii vopsiți. Ministrul Agriculturii, domnul Barbu, a spus că nu există așa ceva, că fermierii români nu fac așa ceva, că avem piață cu Franța și exportăm carne de pasăre acolo, 400 de milioane de pui producem în România. Acum încercăm să înțelegem cât e adevăr, cât e agent electoral, că hrană contrafăcută există și știm și noi asta. Deci, dacă îmi permite și acum vreau să vorbesc exclusiv pentru telespectatorii normali, simpli și așa mai departe. Trebuie să separăm grâul de neghină, pentru că un adevăr spus pe jumătate este o minciună. Deci e electoral, să spun așa. 1. Partea de că puiul e vopsit cu galben nu intră pe sistemul rapid de alertă ca să fie notificat la Bruxelles. Deci separăm, cred că se referea la problema cu salmonela, da, care intră pe sistemul rapid de alertă și ține de ANSVSA. Partea de pui vopsit cu galben, da, cu ghilmele de rigoare, că eu ca specialist nu pot să declar așa ceva, vine din două părți. De ce se vopsește galben și nu roșu, nu mov? Pentru că puiul mai galben la piele, să spun așa, este corelat cu puiul de țară. Da, da, da. Și atunci este marketing înșelător și intră sub incidența ANPC. Dacă puiul cu piele galbenă a mâncat anumiți aditivi în furaj, care oricum sunt admiși de FVO, EFSA, adică organizații internaționale, sunt toxici, pentru noi? Nu sunt toxici, da? Că este caroten, morcov, da? Pigment din caroten. De aceea și ei folosesc ca marketing în tehnologiile industriale, dar dau o culoare comercială. De aceea populația vrea pui galben pentru că e crescut pe o perioadă lungă de timp la sol cu porumb și așa mai departe. De aceea ministrul Barbu a spus că nu se poate, că am fermele noastre industriale care fac export în Franța, de exemplu. Da? Și atunci, sunt două cazuri. Cumperi pui de la Antefrig,
da? Și dai cu galben pe el, asta e fraudă. Asta e fraudă. Aici trebuie să intervină autoritățile, nu? ANPC-ul, că e substituire de produs, fraudă alimentară. ANPC-ul intră pe etichetare și marketing înșelător. Ideea care este? Că intensitatea controlelor trebuie făcute în acele locuri unde se duc să cumpere oameni instruiți. Piețe de cartier, zone mărginașe și tăi. Iar snobismul românului de a cumpăra ieftin un pui de țară care de fapt are costuri mari, este plătit cu astfel de falsificări. Asta este ideea. Că fraiere, cine dă, nu dar cine oferă. Dar carne colorată artificial sau e alt subiect? Că ni s-a mai spus despre mezeluri colorate artificial. Sunt aditivi, da. EUR, cum se mai spune, dar acestea s-a aprobat de fondurile europene din domeniu. Problema este că a devenit un scandal media pentru că în instituțiile de control ale statului sunt numiri politice și au nevoie de capital de imagine, mai ales în campania electorală. Pentru că pe mine ca cetățean și om de afaceri mă deranjează această luptă între instituții că denotă anarhie. În momentul în care două instituții de control, ANPC, ANSVSA, se ceartă pe cine să controleze și să arunce pisica unii de la alții, pe mine mă deranjează. De ce? Pentru că eu ca cetățean cinstit care plătesc taxe și impozite am nevoie să fiu protejat, eu ca om de afaceri cinstit care am o concurență liberă, sper eu, mă deranjează această fraudă. Și atunci eu propun domnului prim-ministru Ciolacu să ia cele două instituții, ANPC, ANSVSA, ANPC la Ministerul Economiei, ANSVSA la Cancelarea Premierului, să le unească, să le pună în subordinea Ministerului Agriculturii, să facă liniște odată. Vreau să mai trec așa, apoi merg și la Laurențiu și la doamna Izvoranu imediat. Pentru că vreau să aud și partea politică, dar și doamna Izvoranu discută mult cu firmele, cu patronatele, cu producătorii. Dincolo de pui ăștia vopsiți, înainte, cu o zi sau două, s-a discutat despre lactate confiscate, falsificate, cu multă sare, cu lapte îndoit și așa mai departe, cu apă. Bun, aici și altă discuție înainte de laptele ăsta și brânzeturi și așa mai departe, era cu legumele și fructele pesticidele. Pline cu pesticide. Bun, aici... Cum le înțelegem noi ca cumpărători? Ca cetățean. Da. Trebuie să știe că este două tipuri de controle care le fac autoritățile. Cele pe controlul oficial, impus de Uniunea Europeană și controlul tematic care președintele autorității transmite un control în liniște, ea verifică și așa mai departe. E bine că se fac astfel de lucruri pentru că se crește vigilența de control. Da? Am lucrat la legea laptelui care s-a dat în 2022. Tocmai de aceea, păi nu că acum, acolo eu am băgat niște chichițe ca să creez o bază de control pentru instituții. Am ajutat instituțiile, din punct de vedere juridic, să poată să verifice, să oferim consumatorului produse cât mai sănătoase. Deci, au fost 17 tone la nivel național. Da, nu puțin, nu-i da, mult, e sub 1%. Dar e bine că este. Un pic, atât s-a controlat, că nu știm ce-o mai fi. Să controleze în continuare. Să controleze, pentru că de-aia îi plătim. De-aia plătim taxe și impozite, să crească vigilența și intensitatea de control. Bun, după tot scandalul ăsta, Laurențiu Gâdei, și ca parlamentar, dar știu că ești foarte legat și de oamenii care produc în România, mă refer aici la mai ales cei legumicultori și așa mai departe și județul e de așa natură la tine. Doamne, după toate scandalurile astea, și cu puii vopsiți, și cu hrana asta falsificată, și ne referim aici la brânzeturi în general, pesticide, legume, fructe, medici au intervenit, lasă politicienii și șefii de instituții. Acum, ce le putem spune oamenilor simpli, cumpărătorii care se duc la piață sau vor să cumpere și se trezesc, cumpără ceva care cel puțin e marketing înșelător, dacă nu e ceva grav pentru sănătatea lor? Adică cum îi apără statul? Dacă partez la introducerea dumneavoastră, chiar acum am mâncat castraveți de matca, castraveți care au ieșit la matca. Da, revenim. Cele două instituții care au produs acest scandal, eu zic nu scandal, eu nu zic puiul galben, eu zic cioara vopsită media până la urmă, pentru că cele două instituții și-au picat în capcana jurnaliștilor și fiecare a încercat să-și explice rolul în România. Bineînțeles că jurnaliștii extrem de abili au reușit să le înnoade gândurile și limbile și au ieșit un pic de scandal. Domnul Cojocaru a explicat foarte bine ceea ce înseamnă cele două instituții și care este rolul lor în România în piață. Pe de o parte, domnul Horia Constantinescu a demonstrat prin dese acțiuni pe care le-a făcut că are grijă de consumatorul român și foarte bine a făcut că a făcut foarte multe știri de-a lungul timpului, arătând românilor neregulile identificate. Pe de altă parte, cei de la ANSVSA
Am avut dese înfruntări cu ei în studioul de televiziune pentru că apăruseră discuția asta cu fructe, legume pline de pesticide și așa mai departe, în care ei au venit și au explicat și mi-au explicat care este rolul lor, care sunt mecanismele aprobate european, reglementările europene, regulamentul european. Ori românii trebuie să stea liniștiți pentru că tot ce intră în țară, din punct de vedere alimentar, este foarte strict controlat și de la origini, adică se știe exact ce conțin, cum conțin, care au depășit nivelul de pesticide, de otrăvuri cu ghilimele de rigoare admise de legislație. Nu prea sunt verificate, adică la legume și fructe înțeleg că nu prea se verifică bine. Se verifică, să știți că am avut emisiuni întregi pe acest subiect la o altă televiziune și chiar au intrat domniile lor și au discutat și au explicat foarte clar ceea ce se întâmplă. Am unele rețineri, domnul. De ce vă spun că am unele rețineri? Pe comerțul intracomunitar, legislația europeană spune să iei prin sondaj control nu mai mult de 5-6%, dar din țări terțe, gen Turcia, Tunisia, Nordul Africii, unde noi importăm foarte mult roșii, tomate, deci legume din Turcia, nu avem capacitate de verificare și control, pentru că aceste analize costă mulți bani. Altă ordine de idei. Producția internă este verificată de Direcția Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, care acum am înțeles că a preluat-o ANSVSA-ul, și iar costă mult și nu avem decât 1, 2, 3, 5 laboratoare. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. ANSVA-ul are la acest moment capacitatea de control. Laboratoare, inclusiv mobile are. Deci nu se pune problema că nu au capacitatea de control sau că ar fi costisitor. Nu este exclus. Bine, fie cum spuneți dumneavoastră, nu cum știu eu. Da, eu am înțeles că e o problemă foarte mare cu legumele și fructele pline de pesticide care intră mai ales din țările non-UE, în speță Turcia, dar mai nou a apărut Ucraina în viețile noastre ale tuturor cu aceste produse de la ei pe care nu le verificăm așa cum trebuie. Și în afară de chestiunea asta, înțeleg că sunt multe state europene cu nivel mare de pesticide și vând fără probleme în România, de exemplu Olanda. Domnule Izvoranu, cred că ați prins, erați la mine în emisiune când a început povestea și cu lactatele astea falsificate, după aia au venit puii vopsiți. Acum cum ne uităm la subiect? Că au răspuns toate instituțiile. Haideți să clarificăm lucrurile. Dacă discutăm de prezența în mărcurile industriale, repet, sunt două categorii mari, clare și distincte, care n-au nicio legătură unul cu altul, mărcuri industrializate cu mărcuri gospodărești, prelucrate gospodărește. Marfa prelucrată gospodărește n-are aditiv, n-are colorant, n-are chimicale, n-are absolut nimic. Pe de altă parte, are defectul de a nu se putea păstra perioade îndelungate, de a nu se putea, n-arată întotdeauna foarte spectaculos. Este o marfă care are o piață destinată, sunt oameni care nu vor decât asemenea mărfuri și așa mai departe. Discutăm de marfa industrială care este majoritară pe piață. În momentul în care un inspector a constatat o neregulă, inspectorul ăla trebuie să stabilească care e gravitatea neregulii, că dacă e vorba de a fi pus viața și sănătatea în pericol, în momentul ăla comerciantul trebuie să închidă prăvălia pentru 6 luni de zile, trebuie să închidă, indiferent că îl cheamă, cum îl cheamă, că e super supranațional, galactică, nu mă interesează ce grad are, acea firmă trebuie să închidă pentru că înseamnă că nu poate asigura siguranța și securitatea vieții și sănătății consumatorilor. Nu mă încălzește cu nimic amenda pe care o pun oamenii ăștia acolo. Sunt banii de țigări pentru o corporație, doamne, sunt mizilicuri, nu se sperie nimeni de o asemenea amendă. Pe de altă parte, trebuie stabilită trasabilitatea. Dacă a avut pui galben, dacă a avut brânză fără lapte, dacă a avut, eu știu ce alte produse pe care le reclamăm, ca să mezeluri cu tot felul de adaosuri, alea trebuie luate pe lanțul respectiv și făcută trasabilitatea și văzută unde le are, de ce le-a primit, cine le-a primit, ăla care le-a primit și mi-a pus mie sănătatea și viața în pericol, trebuie să intre la pușcărie mâine, fără niciun proces, fără nicio discuție, pentru că este o tentativă la viața oamenilor. Deci lucrurile astea trebuie tratate cu maximă seriozitate. Vorbim toată ziua că n-avem bani de cancer, n-avem bani de boli cronice. Păi ne îmbolnăvim de cancer și de boli cronice în România pentru că mâncăm toate porcăriile astea pe care nu le controlează nimeni. Și amendează pe aia. Nu mă încălzește pe mine cu nimic că i-a dat 1 milion de lei amendă. 1 milion de lei pentru o corporație sunt bani de țigări. Dori. Nu așa se face. Da, nu așa se face. Deci, din câte știu eu, legislația europeană și asta, dacă era ceva periculos la o corporație, apărea pe sistemul rapid de alertă. Da. În momentul în care n-a apărut pe sistemul rapid de alertă, înseamnă că e undeva la periferia pieții. Uh-huh. Pe mine ce mă deranjează? Acum am văzut că antibioticele veterinare nu se mai dau fără
rețetă și de la medicul veterinar, exact ca la uman. Dar există aceste rețele fitosanitare care, prin toate satele, unde găsești pesticide, fungicide, fiecare poate să cumpere și nici nu citesc prospectul și să pună cu sacul. Deci aici trebuie un control amănunțit făcut de Ministerul Agriculturii prin instituțiile de inspecții și control. Da. Pentru că noi zicem, lasă-mă, mai mult că e mai bun. Trebuie să ne facem autoeducație. Noi trebuie să înțelegem că și eu în grădina mea, dacă vreau să pun niște roșii, stau la seringă și îmi pun îngrășământul sau fungicidul. Iertați-mă, o singură întrebare vreau să vă pun. Dom'le, când un inspector de ăsta constată, că e ușor de constatat, că are documentele în față, că primește un pui care a trăit 30 de zile, atât a trăit viața lui, din momentul în care a ieșit din ou și până când mi l-a vândut mie ca fiind pui crescut la sol, au trecut 40 de zile. Dom'le, niciun pui de pe planeta Pământ nu poate... Deci, întrebarea concretă. Deci, ascultați-mă un pic. Există regulament european pe tehnologia îngrășerii puiului broiler și nu are 40, poate să aibă și 29 de zile. Sunt producători mari români. E sub controlul ANSVSA-ului pe programul strategic de control și control oficial. Deci, lucrurile astea sunt foarte bine verificate pe trasabilitate. Bine, eu vorbesc și de gospodăria populației. Ce fac, Laurențiu, îți mulțumesc mult pentru participare. Breaking news, doamnelor și domnilor. România se pregătește să intre în Schengen de duminică, 31 martie, așa cum ni s-a promis. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, va merge la Viena marți și va susține împreună cu ministrul de interne austriac o conferință de presă. Astăzi, premierul Ciolacu ne-a promis că o să intrăm și terestru anul acesta în Schengen. Ce va însemna concret acest Air Schengen? Discutăm în cele ce urmează cu europarlamentarul PNL Vlad Nistor. Bun găsit, domnule profesor, mulțumesc mult că sunteți aici. Salut, bună. Explicați-ne puțin așa și pentru cetățeni ce va însemna concret acest Air Schengen. E vândut ca o mare realizare. Acum dumneavoastră știți că noi toți așteptăm Schengenul total, adică cel terestru. Da, sigur. Cea mai mare parte a românilor sunt foarte interesați de momentul în care, mai ales românii din diaspora, nu vor avea de așteptat la vamă intrarea de Crăciun sau de Paști, că uite, se apropie Paștele. E o mare tristețe ce se întâmplă în contextul acela. Dar și mai trist e ce se întâmplă cu transport permanent, cu transportul de marfă și cu felul în care acesta e blocat. Oricum, intrarea în spațiul Schengen, în spațiul aerian, e benefică, dar deloc suficientă. Cred că mai important aici este intrarea prin spațiul maritim în spațiul Schengen, pentru că acolo știți la fel de bine ca și mine că vămuirea unui vapor, odată intrat, venind dintr-o țară Schengen, intrat în portul Constanța, de pildă, face ca vaporul să stea acolo cel puțin 3 zile în plus, ceea ce e foarte grav. Cum s-a ajuns aici? În primul rând știm cu toții că e o mare dreptate făcută României și Bulgariei, pentru că în orice caz România a îndeplinit toate condițiile încă de mulți ani în urmă. În al doilea rând, nu este responsabilitatea românilor și nici a clasei politice românești, care pe viteze diferite, dar în ansamblul ei, a făcut tot ce a putut pentru ca lucrurile acestea să se rezolve. Este, dacă vreți, am spus-o în mai multe rânduri, o disfuncționalitate a mecanismelor europene, pentru că nu e așa, Comisia Europeană, care e garantul tratatelor, avea responsabilitatea de a fi mai activ implicată în rezolvarea acestei nedrepturi. Pe de altă parte, Comisia Europeană a spus în toate ocaziile tot ce a spus, sprijinind aderarea rapidă a României și Bulgariei. Ceea ce e foarte ciudat este faptul că nici măcar partidul lui Nehammer n-a susținut în integralitate această decizie a primului ministru austriac, secondat de primul ministru, de ministru de interne. Domnule profesor, mai credeți că mai avem vreo șansă anul acesta la Schengenul total? Eu cred cu sinceritate că negocierile și presiunea pe care toate structurile europene
România, Bulgaria și toate structurile europene, plus majoritatea covârșitoare a statelor Schengen o fac, să ne aducă în situația de a avea, de a accede și cu spațiul terestru la zona Schengen până la sfârșitul anului. Vom vedea ce se întâmplă. Mai discutăm și după ce începe acest ter Schengen, domnule Vlad Nistor, să vedem cum funcționează. Mulțumesc foarte mult. Europarlamentarul PNL Vlad Nistor a fost alături de noi. Ne întoarcem însă la temele acestea despre care vorbeam și mai devreme, despre alimentație. Vin sărbătorile pascale, de fapt Paștele Catolic acum duminică, al nostru este în mai. Dorin Cojocaru, se vorbește mult de prețurile astea care stau să explodeze de Paști, iar la carnea de miel deja prin piețe vedem prețuri mai mari cu 10 lei, s-a ajuns la peste 50 de lei deja. Pentru mine e un deja vu ce se întâmplă cu și pe rețele de socializare cu prețul la carnea de miel. Acum 2 ani tot așa se cerea un pic mai mult. Țin minte, era 35 de lei kilogramul. Există pentru consumatori și comercianții mici care nu înțeleg piața. Există un preț psihologic, da? Acel preț psihologic este dincolo de el nu mă dau și nu cumpăr. Deci, acum 2 ani a fost 35 de lei. Ce a depășit 35 de lei, au rămas cu miei tăiați în vitrine și până nu mai știu ce să facă cu ei. Deci, trebuie să analizeze foarte bine puterea de cumpărare și care este preț maxim psihologic. Adică, cu cât pot eu să vând ca să se vândă. Pare că s-a atins la carte. Da, pentru că eu nu vând un produs la costurile mele de producție și profit, eu vând la prețul pieții bazat pe cerere și ofertă. Mi s-a alăturat și Ștefan Muscă. Bună ziua, domnule Muscă! Bună ziua! S-a ajuns și la 55 de lei carnea de miel kilogramul. Ce ziceți de prețurile astea? Nu este prețul de la producător. Este prețul comerciantului. Noi doream să avem niște puncte de sacrificare și o piață noastră să vindem noi direct miel. Și atunci noi nu stăream mai mult de 35 de lei, ceea ce spune colegul Cojocaru, sau maxim să zicem 38 de lei. Noi nu vrem să ne chinuim consumatorul, frații, nepoții, neamurile, toate de la oraș. Noi vrem să avem o piață să vindem la un preț mulțumitor pentru toată lumea. Nu este vina noastră, este vina acestor instituții ale statului și acestor guvernanți care de 34 de ani nu fac nimic pentru producătorul de hrană de România. De la o zi la alta auzim că se distruge, s-a distrus porcul, s-a distrus, acum începe și pasărea, vrea să distrugă și piața mielului. Dați-ne posibilitatea să avem niște puncte de sacrificare, niște piețe, că n-am îmbolnăvit în zeci de ani, în sute de ani, când veneam în București și tăiam miei noi în București și vindeam direct consumatorului, nu s-a îmbolnăvit niciodată nimeni când a cumpărat carne de miel de la noi direct. 30 de secunde, Dorin. O carne naturală. Dorin. Casa de comerț Unirea. De ce nu a fost pe fază cu 2-3 luni înainte să facă precontracte la mii, găsea un abator, colecta miei de la astfel de crescători, îl sacrifica și îl vindea, fără adăus comercial. A fost un eșec asta cu Casa Unirea, erau de import acolo, ați văzut. Dar uite ce spunea domnul Muscă, deci noastră acum nu mai puteți să veniți ca producător, domnule Muscă, foarte scurt. Nu ne mai lasă stimată, doamnă, nu ne permite. Noi facem interesul celor din străinătate, nu vrem să mai ajutăm producătorul de hrană din România sub nicio formă. Vrem să distrugem toate sectoarele. Mi-a distrus 3 fabrici de lapte în 2 ani de zile. Fabrica de la Târgoviște, fabrica de la Giurgiu, fabrica de la Videle. Ne-a lăsat pe zona de sud aici. Vai de viața noastră. Am văzut și eu statisticile. Bine, vă mulțumesc foarte mult amândurora. Pauză de publicitate. Domnul Boloș ne-a informat că taxa pe boală e de fapt o contribuție și despre asta vom vorbi de la fix când o să analizăm exact cine cât plătește cu această taxă pe boală, câți bani intră de fapt la bugetul de stat și tot ora următoare discutăm despre calculul sau recalcularea pensiilor, dar și despre cum vrea Mario Iorgulescu să scape de proces.